Vă salut pe toți fraților pirotehnice România aici cu voi. Am revenit din nou cu un test, un mega, mega test. 32 de petarde, petarde bombe, cum vreți voi să le spuneți, de la mai mici la mai mari. Cam astea vor fi cele mai mari ale zilei. Titan 5, 5G, FP3 Blue, avem și un mega Bulldog, Mamba și așa mai departe. Le voi prezenta și când le voi arunca. Și bineînțeles carnetul meu de pirotehnician care îmi permite să folosesc orice categorie în orice perioada anului, bineînțeles cu anumite restricții și la noi, în zone ok și așa mai departe, dar nu intru aici în detaliile acestea. Bricheta cea nouă, nu mă întrebați, din nou v-am zis de ea, este luată de la un magazin simplu dintr-un mall, deci găsiți brichete antivânt la orice magazin alimentar de ăsta, dacă căutați bine n-aveți cum să nu găsiți. Așa, ce să zic, vă mulțumesc pentru cei 50.000. 50.000 de abonați, îmi vine să cred, este ceva incredibil. Asta nu este un test sau o compilație specială pentru ei, v-am spus, testul pentru cei 50.000 de abonați va veni, adică compilația, că vreau să fac o compilație șmecheră cu bombe, artificii, tot ce trebuie, în noiembrie spre decembrie. Dar cred că noiembrie, că deja se activează bine sezonul, iar eu voi avea destule produse șmechere, da, astea care vă plac cu adevărat, înțelegeți? Ca să facem o compilație demnă de 50.000 de abonați. Nu pot să vin cu un test așa, că asta îl fac oricum. Dar pentru această perioadă anului, acum pe sfârșit de ianuarie, eu zic că un test de genul că nimeni nu mai postează e super, super mișto. Un like de la voi aștept, o apreciere acolo, un coment frumos, un comentariu frumos. Noi dăm drumul la test. Vă iubește fratele, rămâneți alături. Și începem această compilație cu un Zuki. Na, slăbuț, dar n-aveam așteptări. Acum un Turbo. Uhu, destul de șmecher. Avem un Xerni Pirat. Cometa. Tot de la Cometa avem un PP1. Un C4 Mini de la Pyromex. E mai greu cu focalizarea. Rupe, FP3 Mini. Dumbo Mini. Ok. Zeu Salba. Cred că s-a stins, sau? S-a stins. Achtung Mini de la Tropic. Arată super mișto ăsta. Avem un Blitz de ăsta, de la Funke. Forță. Forță pentru voi. Un P1000 Thunder King. Rare. Acum avem două de-astea de la Maxim. Nu mai știu exact cum le zice. Ăsta e mai mic, ăsta e mai mare. Pirat ca de-astea, bar n-am. Cu roșu. Flamă roșie în fitil. Arăt cu întârziere din cauza acelui fitil, dar e super ok chestia asta. Ups, avem aici un Spanish Cracker XL. Slăbuț, slăbuț, slăbuț. Avem un PP3, am avut și PP1. Și cerculețul. Bulldog verde.
Bom broșu. Un Uzi. S-a stins. Bă, ce rău îmi pare că ăsta avea și o erătură, dar era destul de interesant. Asta e Viper alb, 1 și negru vânda. S-a dus cam în stânga, în dreapta. Ok, un dumbum din acesta. Fitil roșu, copia la 2G+, bineînțeles că avem și 2G+-ul cel vechi. Deci chiar a făcut flamă verde, middle, tot cu flamă roșie în fitil, vedeți? Doge, asta e calitate mai mare. Și bubuitură la fel, FS3. Forță, FS3-ul le-a rupt toate până acum. Mamba 1 fără fitil și după aia cu fitil. Asta e fără fitil. Fua, cât de înfundat s-a auzit, zici că a fost într-o groapă, nu știu de ce. Îl vom da pe ăsta cu fitil. Cam prost arde. Mamba 2. Mega Bulldog. Bine-s. FP3 blutat. Ai, 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 în sfârșit, ceva ca lumea. Dumbum 5G. Iar ultima pe ziua aceasta și în compilația aceasta, Titan 5, care le va rupe pe toate. Hai cu like-ul și subscribe-ul și ne reauzim. Forță! Bine-s. Ce să zic, prieteni, au bubuit 30 de petarde din 32 de petarde la număr. Respect, v-am salutat.